Bine ați venit la un nou tutorial. Simona sunt, de la Meșterim cu Simo și astăzi m-am gândit să facem o decorațiune. Nu sunt îngerașii de aici, ci este vorba despre o coroniță. Mie mi-a plăcut tare mult, am făcut una să vedem cum iese. Am făcut-o cu alb și cu verde. Este făcută din peria baby, peria coton baby. Un fir foarte frumos, este 50% acril, 50% bumbac. Din păcate nu l-am acum la mine, am uitat să-l aduc, dar să vă arăt cum arată. Este un fir tare frumos și m-am gândit să facem astăzi una împreună. Ce ziceți? Începem? Haideți! O să folosesc astăzi Alize Happy Baby și Naco Elite Baby. Astea sunt două dintre firele mele favorite. Și am zis că e o ocazie perfectă ca să le pot combina. O să vă arăt diferența dintre ele, pentru că sunt la fel de moi. Alize Happy Baby se lucrează cu ACD 3-4 la croșetă, la fel și andrele de 3-4. Conține 65% acril și 35% poliamidă. La roșul acest, uite, are 100 de grame și 330 de metri. Codul de la roșu este 56 și Naco Elite Baby este 100% acril. Da. Așa. Culoarea 5956. Este un verde tare plăcut. Are 100 de grame și aproximativ 250 de metri. Se lucrează cu croșetă de 2 și andrele de 3,5-4,5. Diferența e că Naco Elite Baby este un fir mai gros față de Alize Happy Baby. Nu știu cât puteți să vedeți diferența, dar este un pic mai gros și este un pic mai lucios decât Happy Baby. Mie așa mi se pare. Începem treaba. Dau eticheta la o parte. Am o fetiță care iubește să rupe etichetele. Etichetele de la fire, mereu. Mereu trebuie să fiu atentă la ea pentru că nu rămân fără ele. Croșete de 35 lucrăm astăzi, pentru că nu ne trebuie să fie foarte strâns. Din contră, trebuie să fie lejer. Facem un inel magic, scuze, și o să facem 36 de ochiuri. Puteți, dacă vreți o coroniță mai mare, puteți să puneți mai multe ochiuri. Dacă vreți, da, mai mică, și mai mică ar merge, sau eventual alegeți un fir mai subțire cu care să faceți. Poate face din absolut orice fire, puteți avea și resturi de fire și nu, dacă nu știți ce să faceți cu ele, le puteți folosi. Începem. Deci facem 36, da? Un loc, un ochi, un, scuze, nu știu ce am astăzi, un lanț de 36 de ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, da? Și acum, în al doilea ochi de lanț, de la ac, o să facem un piciorul simplu. Opa. Un picioruș simplu, două ochiuri de lanț și în același ochi mai facem un picioruș simplu. Din nou, două ochiuri de lanț, în următorul picioruș simplu, două ochiuri de lanț, picioruș simplu în același ochi. Da? O să mergem așa până când ajungem la final. Se face foarte ușor. Aici, iarăși, două ochiuri de lanț.
În următorul facem piciorul simplu, două ochiuri de lanț și încă un piciorul simplu în același ochi, da? Două ochiuri de lanț și continuăm așa până la final. Uite, începe să se încrețească, da? Haideți să mai facem două ochiuri împreună. La fel o să facem și cu cel verde, da? Am făcut ochiurile, da. La fel o să procedăm și cu cel verde, da? O să fac și eu, vă las să faceți și voi. Și apoi ne întâlnim când terminăm și cu cealaltă culoare. Puteți să faceți în orice culoare doriți. Eu vă dau doar un exemplu, da? Am zis că dacă tot am firele, să vă arăt și diferența între ele. Da? Deci uite, el începe să se încrețească. Fac, uite așa o să fie. Termin și eu și revin. Am revenit, mai am aici de făcut un ochi. Am făcut cele două ochiuri de lanț, un piciorul simplu, două ochiuri de lanț și încă un piciorul simplu, da, în ultimul. Aveți grijă să nu vă iese firul, da? Și aici mai facem un ochi de lanț ca să încheiem lucrul, da? Lăsăm firul puțin mai lung pentru că o să trebuiască să prindem coronița, da, una de alta. Așa, aici, ca să fim siguri că nu ne scapă până coasem, facem un nod sau doar o dată sau un nod dublu, cum vreți. Eu fac doar unul, da? Deci așa arată. Și acum o să încercăm să le aranjăm, să fie cât de cât, nu știu cât vedeți voi acolo, să fie cât de cât în spirală, da? Dați să văd și eu cum vine, că nu mai știu. Așa, pentru că noi cum îl croșetăm o să se deranjeze un pic decât forma lui inițială, decât ar trebui să fie de fapt. Și cu ocazia asta îl aranjăm un pic, nu știu ce am făcut aici. Așa, cred că așa vine. Așa, uite. Da? Întoarcem de el până se așează tot. Țineți minte arcurile acelea curcubeu, nu știu dacă ați prins în copilărie. Eu țin minte că aveam unul și tot timpul mi se încălcea și trebuia să o iau de la capăt. Haide. Da? Fac și la ăsta că nu i-am făcut. Facem nod. Da? Nu, că nu i-am făcut. M-a păcălit. Așa. Da? Vedeți, și ăsta e deranjat. Îl luăm și pe ăsta și îl facem un pic. Să-l facem invers. Hai de invers. Uite, așa-l întoarcem. Până când se așează bine, da? Să fie, să arate bine. Așa. Că termin și eu imediat. Că acum o să ascundem capetele, da? Să mă aranjez eu la urmă. Nu prea am cum. Aș vrea să facem repede, să nu vă țin foarte mult. De asta nu mi-asta. Necesită un pic de atenție, dar nimic complicat sau foarte. Cam așa ceva. Vreau să ascundem capetele acum. Ca să vă arăt și cum îl încheiem și cât de frumos o să arate la urmă. Haide, prietene, n-am băgat tot firul urechile acului. Voi aveți treabă cu băgatul acul aței în ac, da? Deci, scuze, am ieșit din cadru. Încercam să mă uit pe sub telefon ca să văd mai bine decât în ecranul telefonului. Așa, nu de foarte multe ori pentru că nu o să iese. O să-l coasem unul de altul și atunci nu o să iese, nu o să se vadă, da? Așa, și îl prindem și pe cel de la cap. De fapt, la capăt nu avem, am uitat. Am venit în aceeași parte. Așa, îl prindem și pe cel roșu, da? Deci, după cum vă ziceam, puteți să-l faceți în ce culori doriți și ce fire doriți să combinați. Dacă aveți resturi din mai multe fire, tipuri de fire, puteți să faceți acril cu bumbac sau știu eu ce.
Deci merge combinat absolut cu orice. Este un proiect care se realizează foarte ușor și are un efect așa de frumos. Mie tare mult mi-a plăcut după ce, de fapt, când l-am văzut pe Pinterest și am zis, zic, trebuie să încerc și eu să văd cum iasă, că prea, prea mult mi-a plăcut. Se poate face în diferite dimensiuni, dacă vreți mai mare, ori alegeți o croșetă și un fir mai gros, ori faceți lanț din mai multe ochiuri, da? Și acum facem, uite așa, luăm capetele amândouă, da? Și o să facem. Odată dăm pe cel roșu deasupra, odată pe cel verde, da? Între straturile de la spirală, da? Uite așa, cât să le combinăm, da? Uite, iarăși prin ecran și nu prea văd ce fac aici. Deci, odată verde, odată roșu. Da? Mie s-ar putea să-mi rămână mai mult verde, pentru că Happy Baby e mai gros decât Alize. Naco Elite, scuze. E mai gros decât Happy Baby și atunci, chiar dacă am făcut eu tot 36 de ochiuri, că tocmai de astea am făcut, puteam să fac mai puține, dar am zis că să vă arăt diferența, da? Vedeți? Este un pic de diferență între ele, da? Între fire. Vedeți? Nu foarte mult, dar se observă, uite aici, diferența. Ia să vedem aici, l-am aranjat cum trebuie. Dacă nu, mai venim o dată. Eu zic că e bine. Aici parcă e prea... Îl desfac, îl aranjez și revin, că nu pot așa, mi-e greu prin ecran. Se pare că de data asta nu vrea să se așeze cum vreau eu. Nu o să mai insist sau mai fac alta. Acum vă arăt așa cum mai da. Voi poate aveți mai multă răbdare să o aranjați. Uite, asta cât de frumos mi-a ieșit prima. Și asta nu vrea, domnule, nu vrea. Nu știu de ce nu vrea. Acum, coasem capetele, da? Deci roșu de roșu. Coasem un pic să nu... Să le prindem, să le securizăm. Nu știu cât de bine vedeți, văd că telefonul meu, v-am spus, eu am o problemă și cu lumina și cu focalizarea, dar mi-e tare drag să fac tutoriale și sper că vouă vă plac și că mă urmăriți cu drag și că lucrați după tutoriale mele. O să vină și clipul cu mini-galeria după articole lucrate după tutorialele mele. Cred că de Crăciun o să fie. Acum nu știu dacă n-ajun ziua de Crăciun. Vedem. Vai, deci ața asta astăzi n-a vrut să stea, să țină cu mine deloc. Ați văzut? Proiectul ăsta mi-a dat bătăi de cap. Așa se întâmplă. Nu este totul roz nici la mine. Să nu credeți că mi-e ușor, că mi-iasă din prima. Nu, nu. De obicei trebuie să... De obicei, câteodată, uneori, trebuie să refac și de două, trei ori până mi iese odată. Mai ales ca să pot să vă arăt și vouă. Sau experimentez cu mai multe feluri și de fire și de modele și uite așa. De așa. Da, am făcut. Și acum facem nod și mai ascundem o dată firul prin lucrare, așa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Așa, tăiem. Și acum o să facem și cu cel verde la fel, da? O să prindem capetele unul de altul și o să securizăm puțin firul. Deși nu o să iese, că dacă sunt prinse, nu au cum să se desfacă, da? Așa, chiar de vârf, da? Deci vârf cu vârf. E fenomenal treaba asta. Este fenomenal. Ia uite cum. Vi se întâmplă și vouă așa. Când vreți să faceți ceva și tocmai atunci să nu vă iese? Sau să vă pună bețe în roate? Dar un pic să mai ducem aici odată.
s-a desfăcut, acum am văzut, da? Ne înfășor un pic ca să pot să... Uite așa, una dintr-o parte și una din alta, da? Mai băgăm o dată firele. Opa. Firele astea, firele. Ați făcut decorațiuni anul ăsta. Puneți un rad. Aștept să-mi spuneți în comentarii. Am zis că, uite, îngerașii ăștia doi mi-au mai rămas. Am reușit să fac deocamdată. Cred că o să-i pun în brad și am de gând să mai fac vreo 2-3 fulgi. Dacă n-ați văzut tutorialul de fulgi croșetați, o să vă las aici un link și în descriere vi-l las ca să găsiți. Poate vă inspiră, poate vă plac și faceți și voi. Mi-ar face mare plăcere, că vă spun, ca de fiecare dată să văd ce lucrați și dacă vreți să-mi trimiteți, puteți face pe pagina de Facebook Să meșterim cu Simo sau pe profilul meu personal Simona Suciu. Mă găsiți acolo, aveți și la descriere, descrierea canalului, linkurile către... Ai, ce rău am făcut-o. De data asta rămâne așa, da? Ăsta e modelul după care să vă ghidați, nu după ce mi-a ieșit în seara asta, văd că nu... Nu am vrut. Uite, de data asta o să punem un fulg. M-am gândit eu să-i punem și puțin alb, ca să fie chiar în culorile Crăciunului. Da? Am așa, o pioneză în formă de fulg. Da? Astea se desfac, piciorușele, și se prind de lucrare, de ce vrem să punem. Eu le-am luat astea de pe AliExpress. Deci punem aici, uite, aici am încheiat, aici o să vină șnurul, sau dacă puneți fundiță, puteți să puneți aici fundiță și atunci nu o să se mai vadă, să fie invers, da? Unde ați încheiat. Eu pun aici. Uite, o să pun așa și pe roșu și pe verde. Am doar împing piciorușele. Uite așa. Și fie le fac așa pe exterior, fie așa unul către altul. Până acum le făceam pe exterior, uite, de data asta hai să le facem așa, să fim siguri că nu se desfac, da? Unul către altul, da? Uite, așa arată pe coroniță. Aș putea să-i pun 2-3 ca să fie mai mulți. Uite, de data asta am un rest de la Alize Happy Baby și o să-i fac din ăsta agățătoarea, da? O să vedem și așa, cu fir simplu cum iese. O să leg o dată aici ca să fiu sigură că stă dreaptă. Așa, un nod și apoi mai fac un nod aici. Așa, și tai capetele să fie mai aproape de nod, da? Ta-da-dam! Așa arată coronița noastră. V-am spus, îmi cer scuze că nu, în seara asta n-am vrut deloc să țină cu mine firul. Da, v-am zis bună ziua la început, știu, pentru că am crezut că, de fapt, intenția mea este să-l pun ziua, da, să-l postez, deși îl filmez seara, că atunci pot. V-am spus, eu când prind ocazia, atunci le filmez tutorialele și așa cum mă mai încurc. Scuze, acum știți și partea din spate, cum se întâmplă treburile. Uite, așa au ieșit. Deci asta, așa ar trebui să arate în mod normal, da? Nu ca și cea de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că sunteți alături de mine de fiecare dată. Și dacă v-a plăcut, să nu uitați să activați clopoțelul, să vă abonați, să dați share dacă vă place și like-uri și comentarii, pentru că fiecare like și comentariu mă ajută să merg mai departe, mă dau curaj și așa știu că vă place ce fac. Dacă aveți sugestii, ce v-ar place să facem împreună, cu drag le aștept în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit!
La revedere!